Deci e normal. Eu dacă reclam, îl văd pe Liviuț, pe cel care reclam, și pe Păcurearu. Unde ești, mă? Unde ești? Hai să-mi faceți mie plângere. Îl văd stat la masă. Da. 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 Da, pe mine mă interesează. Da. Am înțeles. Bun, bine, hai. Bine, hai. Deci cum se întâlnesc ei aici la afaceri? Păcurarule, vreau să vorbesc cu tine un pic. Păcurarul, vreau să vorbesc cu tine un pic. Vi explic pe fiecare în parte ce relație are Păcurarul cu fiecare în parte. Ăla din partea stângă e sponsor. Vedeți câte utilaje are de circulă ilegal. Da? Asta e șeful poliției de aici, de la Aiut, Păcurarul. Nu-i normal să vezi un om, îl reclam de atâtea ori. Uite, îl reclam pe patronul de la mașina asta, Alba 16 UL, mașina lui Păcurare aia de acolo, da? Ei sunt plătiți din banii publici ca să-și bată joc de noi, da? Păcurare, ce știu eu, nu știi tu. E, toți cei de la masă de acolo, da, sunt, îi criticăm de șeful poliției, vorbim de șeful poliției. De ce? Oamenii îmi dau mesaje, foarte mulți, da? Mulți. Ei știu cine îmi dau mesaje pentru că colaborează cu ei, o parte dintre ei colaborează, da? S-au săturat, da? Așa mi-au spus o parte dintre ei să cotizeze. Să cotizeze? Nu cred, nu. Poate greșesc eu. Îl reclam pe domnul cu poluarea, iar Păcurarul trebuia să facă dosarul penal. De ce nu-i face? Păi de ce nu-i face? Deci omul are, cel din stânga are tractoare. A, cel din dreapta. Ia, hai să vedem. Ia să-mi facă mie dosar penal că îl supraveghez. Vreau să stau de vorbă cu el. Nu-i normal. E normal să nu le facă nimic. Deci de 4 ani de zile am dat și la Garda de Mediu, am dat și la Apele Române, am dat peste tot. Nu le face nimeni nimic. De ce? Iată, de ce? Mi-au spus oamenii, de mult mi-au zis, de acum un an și ce mi-a spus, bă, vrei să-i vezi, dar du-te, bă, aici sau în partea cealaltă, la... peste pot. Am zis să nu-i deranjez, dar am zis, totuși am crezut în omul acesta, om al legii, vorbim de Păcurarul cumnatul lui Bic, ăla fără coloană vertebrală. Nici ăsta n-are coloană vertebrală. Eu te acuz, măi, Păcurare. Public.
tot să mă dai judecată, ce vrei tu, da, ce vrei tu. Ăla circulă cu tractoarele neînscrise, nematriculate, fără voie, nu-i face nimeni nimic, 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 nu-i face. Da. El este șeful poliției, deci, repet, șeful poliției, da? Deci, ce vedem aici, văd o terasă, un bar, chiar mi-a plăcut, de prima dată când a venit în Aiud, mi-a plăcut ideea patronului, îl felicit, da? Are toate condițiile, îl așteptăm cât o să stea, îl salutăm, îi facem cum ăla lui, da? Deci, cei doi care sunt flancați de șeful poliției, da? Unul în stânga, unul în dreapta, e normal că sunt la paranghelii, la toate astea. De șeful poliției, la masă cu oamenii cinstiți. Ei acum sunt întristați. Sunt întristați rău de tot. Deci, mă duc la oaie să-i spun că măgarul bea apă din asta poluată. Și el, de fapt, nu este oaie. El este... e lup îmbrăcat în oaie. Cine este lupul? Dă-te-l. Îl așteptăm. Nu m-am dus acolo. Îl aștept aici, pe domeniul public. Da? Deci l-am lăsat ispre. L-am lăsat să fugă. să fugă... Liviuț. Da? Deci a fugit Liviuț. Da? A fugit Liviuț. Deci Liviuț a fugit. Stai liniștit, Liviuț, că nu mă interesează persoana ta acum, da? Faptul că tu ești aici prezent e incognito, da? Ia să-l vedem noi. Deci, țin să te anunț, nene pe curare, că sigur, uite-l, Liviuț, cum a fugit, da? Uite, ăsta e Liviuț, s-a dus, uite-l, s-a dus. El ce că-i deștept. Da, normal, dacă, nu știu, trăim în țara mafioților, nu știu. Dogare, ăsta e subalternul tău? Domnul ministru de interne. Afaceri. Ia uite-i. Prieten cu păcurarul. Cu tractoarele, prieten. Da, săcar așa părând fiecare săcară. Au relații la poliție, toți. Deci pe mine interesează șeful poliției să stau de vorbă cu el. Nu o să mă duc în audiență la el niciodată, pentru că am înțeles mesajul de la cumnatesul să mă duc la el. Adică, să, dragii mei, când un șef de poliție spune, vină domne, în birou, deci te oprești cu el pe drum, nu trebuie audiență. Îi spui două vorbe, bă, de coloană vertebrală, da? Că dacă te duci la el în birou, având în vedere că te duci în gura lupului, în burlogul lui acolo, te deposedează de telefoane, de toate astea, da? Poate să-și rupă hainele după ei și să însceneze precum că l-ai agresat, l-ai... a dispărut și... unde este asta? Deci, atent, ai intrat, ai ieșit și o să înceapă să dispară. Deci, ies pe altă ieșire, pe unde? Ne ducem aici, da?
Raiu. Ești prieten cu șeful de poliție? A? Că văd că ești, știi cum, ești favorizatul lui. Cum e cu petrecerile? Nu? Da, bine, 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 bine. Normal că nu intră în discuție cu mine, pentru că știu ce îi așteaptă. Da? Au dispărut, da? Au dispărut. Ei dispar, da? Dispar. Autele, auto. Auto. Una a dispărut. S-a cam spart gașca, s-a cam spart gașca. Se sparge gașca. El dă telefon acum. Deci vreau să stau de vorbă cu el. Cu șeful poliției. Când avem când să-l prindem pe șeful poliției, da? Pentru că e prea ocupat. Deci și la ministru intru, stau de vorbă cu ei, cu ăsta nu. Ăsta e mai ceva decât ministru. Da? Ăștia nu fac gălăgie. Dacă tu vorbești un pic mai tare cu un polițist, zice: ce bă, tulbura aia din știi publice. Ăștia nu tulbură. Nu. Adică, domne, alarmă. Da, am găsit polițiști aici la Aiut. Deci la spital apărau derbedei. Cine? Polițiști. Da. Deci, restul nu mă interesează. Liviuț, da, te-ai fofilat, ai fugit. Da, nu e nicio problemă. Stai liniștit, că nu... Pe mine nu mă interesează... Acum, momentan. Știu că tu ești mereu cu el, da? La masă. Pe curare, vreau neapărat să stau de vorbă cu tine, da? Dacă supraveghezi ție casa ta, bieturile, nu mă. Nu, oamenii spun, sunt disperați oamenii, da? Dar eu reclam la poliție de atâtea ori, tu ești șeful, tată, da? Și n-ai luat măsura împotriva lui ăsta care stai la masă cu el, da? Bă, ce mi-ar place să te intercepteze, mă. Dosule, bosule, ce faci? El se crede foarte cu talent. Deci a luat cu 10, atenție. Nu, prima dată n-a luat cu 10. Următoarea a luat cu 10. La ei când dau examene, toți iau cu 10. Băieți deștepți, da? Dacă era un băiat deștept, sau este un băiat deștept, da? Eu nu contez când au venit polițiștii. Polițiștii au venit, dar ați văzut cum fac ei. Când vrei să-i duci la poluare acolo, la cine? La prietenul lui de cafea? Nu dorește. El, șeful poliției, nu dorește. Adică probabil de să, bă, duceți-vă acolo, nu e nicio problemă. Stai mă liniștit. Acum dau peste tot la autorități. Bă, mă duc eu în pușcărie că te supraveghez pe tine. Nu te-am supravegheat, mă, nici nu știu. Dar ăsta? Păcurară. Bă, cred că am trecut odată pe acolo. Cred că am trecut, dar nu știu dacă stă. A, nu, bic. Bada. Declarația lui de avere nu corespunde cu ce e trecut. Sunt săraci, toți. Toți, o parte dintre bugetari, sunt săraci. Ne trimit pe noi la muncă, da? Ia. Să ce l-am părat. Normal. Să ce l-am părat. Deci, nu pun problema că este viața lui privată, da?
Pun problema că este șef de poliție și nu pot să iau legătura cu el, pentru că ar fi, parcă ar fi ministru. Deci dacă vreau să mă duc să stau într-o vorbă oficial cu el, mă deposedează de telefoane. Păi stai-mă un pic, tind să cred că tu vrei să-mi înșenezi ceva. Și de-aia, uite, pe drum public aici nu poate, nu poți mă să zici nimic. Vreau să te întreb, de ce nu e măsuri împotriva lui Liviuță? De atâtea ori am dat. Păi, normal că sunt la cafele aici. Vă dați seama? Se duce petiționarul sau cetățeanul la poliție, dă peste asta și le reclamă pe prietenul lui de la cafea. În fiecare zi mi-e dor de tine. Un film românesc, căutați-l, da? Doi dintre ei, unul care, ăla care a plecat, care l-am filmat, sau toți, au utilaje, tractoare din astea, înscrise, nescrise, matriculate, nematriculate, asigurări, tot, dar nu-l vede. Zvonuri, câte zvonuri sunt? Ei, stau, mă, cam timp de tine. Pe curare am timp de tine. Vreau să stau să te întreb, bă, de omule, coloană vertebrală, ai. Am înțeles. Vreau să știu de ce nu se ia măsuri. Da? Deci ăla e fapte de dosar penal. Dar atâția ani de zile în continuu, în continuu și din satelit, să vede, da? Acum îngroapă gunoiul acolo, da? E fapte de dosar penal. De ce nu-i face? Bă, dacă e prieten cu el. E prietenar. Este prietenarul lui. Aici e problema. Ei, farul! Hai să nu, de că ești tot timpul ăsta mai serios, ești tot că ești ca agea. Ce mai grație, nu te-am mai văzut. La noi în România să ne dăm o educație. Ia uite, sunt prietenari. Ia să vedem cum îl salută pe împărat. Da? Împăratul contează. Normal. A chemat criminalistica. El acum asta face. Cheamă criminalistica, cheamă pe toți. Da? Aș cheamă poliția secretă. Deci, dragii mei, chiar dacă este șef de poliție, nu vă duceți la el când vă cheamă în bârloc. Deci nu vă duceți, pentru că încearcă să înșeneze. Mie mi-a spus cum natesul, da? Nu mai m-am dus la ei pentru că mă deposedau de telefoane. Da? Ei au impresia că dacă vrei să înregistrezi, bineînțeles că ei au fost înregistrați tot timpul. Deci de câte ori am fost eu, dragii mei, la voi, la poliție, la voi acolo înăuntru, ați fost înregistrați audio-video mereu. Acum tu, șefule, pe curar, te aștept afară. Să vedem. Ce talent ai tu? Să stau de vorbă cu tine. Da? Pentru că la tine acolo în bârloc nu vin. Că ești în stare să mă caut și prin buzunare. Deci... Nu, nu aveți voie cu telefoanele. Du-mă într-o zonă din aia administrativă. Ai văzut că a făcut-o, a venit unul, Bercea. Da? Unul dintre Bercea. Că nenea Bilă a trecut, uite așa, ca precum șarpele printre bariere, să mai și filma. Și nu i-a făcut nimeni nimic. Iar lui Moga, ia, să duce el să plătească consumația. E normal. Da, s-a mai dus și unul după el. Să zic, ai șeful? Mă, lasă, șeful. El e șeful. Nu mă, e șef la tine, la poliție. Vreau să stau de vorbă cu tine. Da? Dacă ești un om cu coloană vertebrală, vreau să stau de vorbă cu tine. Da? Cum dracu să am eu izbândă când șeful poliției stă la masă cu cei care îi tot reclamăm? Da, și-a luat bodyguards-i, 2, 3, 4, hai. Domnul Păcuraru, domnul Păcuraru, eu nu te supraveghez pe dumneata, vreau să-ți iau un punct de vedere. Dacă, bodyguard... De ce nu luați măsuri, domnule, împotriva prietenului dumitale Liviuță? De ce nu iei măsuri? Că tot te... La... Că dumneavoastră în timpul liber mă deranjează, să fie o problemă.
Aolo, eram sigur că asta vrei să zici, că te dă, ce ai făcut, ai dat mesaje la șef? Doamne, ți-au un punct de vedere. De ce nu iei măsuri împotriva lui Liviuță? De poluare, nu te deranjezi. Acum ce ți-ai? Ți-ai anotat? Poate dosul o fi pe dumneata. De ce nu iei măsuri? Adică să... Du-te, băi, omule, de aici, că știu cine e, stai liniște, ce, nu mai contribuiți la chermeze, ce? Domnul Păcurare, tu ești șef de poliție, de ce nu iei măsuri? Și ieri s-a văzut treaba și cu Miraslău și cu toate neregulile pe aici. Carierele astea care sunt... Deci, Păcurare, tu n-ai coloană vertebrală și tu și cum date tu? Atenție! Văd că ești deja flancat de bat de gaz. Cum e cu utilajele, cu tractoarele, care, oamenii care circulă și nu te faci că nu le vezi? Așa arată șeful poliției, de aiut. Nu-i normal că dacă eu reclam de atâta timp să nu iei măsuri împotriva lui Liviuț, dar și dăm satelit să văd. Păi tu trebuia să-i faci dosar penal. OG38/2022. De ce nu o pune, îl pui în aplicare? Te-ai flancat? Exact ca popa ăla de Constanța, te flanchează popii? Prietenii, la nevoie să cunosc. Bine că suntem aici, că dacă eram la tine acolo, îți rupeai hainele după tine și ziceai că te-am bătut. Că așa mi-a zis cumnețelul tău, cel drag, Big. Ce știu eu, nu știi tu, Păcurare. Exact ce am spus și la Miraslău. Sărbătorile să vedem cum le facem. Normal, oamenii ăștia își fac de cap aici, câte nereguli le văd pe aici prin aiut, mașini de transport de tonaj, care n-au foi de parcurs. Da, frumos să nu veniți după mine, să mă lăsați pe zidă. Da, arestează-mă, omule! Care hărțuire te în ultimul hal? Deci eu nu pot să vin la tine acolo în bârlogul tău, pentru că îmi înșenesc. Lasă, omule, că noi vorbim, nu-i nicio problemă. Nu, cum ai respectat? Dar cu ce te-am jignit? Uite ce flancat e. Uite ce flancat este. Omule, ești în timpul liber, dar ești polițist. Dacă te-ar bate unul, acum zici că ești polițist, e ultraș. Adică când ești în timpul liber? Când dormi? De ce nu iei măsuri? Aici e problema. De ce nu iei măsuri? Uite, și cu funerariști au fost... Nu v-a interesat, mă, fraților, nimic. Dar, Doamne ajută! Uite cât de ipocrit poți să fii, că ești creștin, te dai că ești creștin, că ești creștin, dar voi încălcați legi, încălcați de toate. Păcurare, deci nu e măsuri împotriva lui Liviuță. Asta mă interesează. Auză, tată, el are cruciulițe, dacă te prinde pe bord, polițiștii lui îți dau amenzi. Ei au voie. Stați-mă liniștiți, că o să fiți toți cercetează. Auză ce cruce are el la bord. Normal, dacă e șeful poliției. Păcurarule, ești neșcinstit, ești corupt. Păcurare, ești corupt, mă? Îți iei spagă? Ce se întâmplă? Cotizează oamenii la tine? Ți-ai luat bani din garzi? Ai răbdare, că te știam că asta faci. Deci, cei care... Prieteni, normal. Deja, el a dat ordin să mă supravegheze 24 din 24. Să știe, deci nu se lucrează, atenție. Când vin eu aici, exploatările minerale, nu se lucrează. Uite, mă, așa, iar ține mașina aici. Salut, hai un pic, vină cu acest. Salut, știi cine sunt, da? Domnule, n-am nimic cu tine, ce apreciez munca pe care o faci? Acum ai văzut, ești... Nu, dar știi treaba, da? Știi că n-ai voie să o ții. Omule, eu apreciez munca voastră. Știi că sunt alături de voi, da? Acum ai văzut, ești legal. Dormi mai liniștit acum? Ca atunci am fost. Omule, ești funerarist, da? Pentru tine 741, 102 și astea tot, ai văzut că contează, da? Ai văzut când ai intrat în legalitate. Eram eu dușmanul tău? Ai investit în sală. Oamenii nu știu ce înseamnă dar investiție. Când ai fost la mine, deci, deja era sală. Uite, eu, nu era. Nu, omule, nu aveai. Nu erau tăi. Uite, recomand la iudeni, da? Yeah. Să vină la firma ta. Pentru că tu ești singurul, atât. Tu ești singurul autorizat. Și celălalt e autorizat? Păi m-am dus acolo. Și ăla la sare sală. Care? Ăla de la ieșire pe dreapta sau care? Ăla de la sanator. Și la el ai fost cu filmat. Ești autorizat acum? Îs. Recomand, uite, recomand cetățenilor să vină la tine. Hai că o bag. Dar ai șters îmbălsămarea? Că nu faci îmbălsămare.
Nu fac. Auzi, dar dacă ai sală, tanatopraxia. Așa. Cum te descurci cu ea, cu îmbălsămătorul? Ai contract? Am contract, dar nu se cere. Adică nu se cere. Când se ține cere? Minte. DSP-ul vostru, Direcția de Sănătate Publică, sunt niște necinstiți. Și o spun public. Acum filmarea care o dau, spun, recomand serviciile tale, da? Pentru că tu ai și asigurare malpraxis, da? Clar. Nu, oamenii nu știu. Adică se duc la niște firme din astea de cotețe, da? La tine eu când am venit, am spus, bă, produse, ca lumea, tot. Bă, ce dracu, în bolsă mare, n-ai, nu ești autorizat, că nu erai autorizat atunci. Cu ce greșeam eu? Nu. Era. Dar în fine. Nu, mă. Uite, a trecut șeful pe curarul pe aici, că am stat de vorbă. Șeful poliției, îți dai seama. A zis că îl hărțuiesc, că s-o hărțuiește el singur. Și zic, bă, ce dracu, rai? Dar de ce ai pus, bine, eu sunt în 13 născut, rai, de ce ai zis rai? Păi, puiat. Dragii mei, recomand acest om, este un om extraordinar. N-am avut o sare conflictuală cu el, dar s-a autorizat, are o sală extraordinară. Și vă recomand serviciile firmei, da? Duceți-vă și cereți atunci să vă facă și contract. Atenție! Când vă duceți la o mormântare, să apelați la ei, trebuie să vă facă și contract.